Bună ziua, frați creștini! Vă informăm și vă invităm să contribuiți și dumneavoastră la jertfă pentru pictura bisericească din satul Izvoare, raionul Felești. Această Sfântă Biserică a împlinit 20 de ani de când a fost sfințită, dar încă ea este fără aceste straie frumoase, care este pictura bisericească. Deci, vă invităm să vă alăturați rugăminții noastre de a contribui la frumusețarea acestei sfinte biserici. Totodată vreau să vă arăt în continuare cine este pictorul și care sunt lucrările lui din alte părți și din alte biserici. Inițial m-am gândit să pictăm doar ceea ce este cu galben. Dar vorbind cu pictorul, el a hotărât ca să pictăm toate bolțile bisericești, respectiv turla bisericii și apsidele, deci ceea ce este cu albastru, ceea ce este cu albastru. Încă nu știm exact 100% ce o să fie pictat. Bănuim că în Sfântul Altar deasupra apsidei va fi pictată Sfânta Treime. Aici probabil că toată bolta va fi ocupată cu icoana Adormirea Maicii Domnului. Așa. Aici probabil că una din scenele biblice în care Mântuitorul Hristos învață poporul. Iar apsida mare va fi împărțită în patru părți, în care va fi reprezentat patru din pildele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Deci vă îndemnăm să ne ajutați. Oh.
Cântare, Doamne.